kilograme are? 5 kilograme. Fetița înfometată de părinți merge la Iași pentru recuperare. Aceasta a ajuns la spital în comă având greutatea unui bebeluș de 3 luni, după ce a fost înfometată de familie. Părinții au hrănit-o doar cu ceai, pâine și pufuleți. Medicii spun totuși că a ajuns în starea asta pentru că a fost înfometată. Noi, doamne, i-am dat orice. Orice i-am dat. Pâine, dacă cumpăram, îi dădeam câte o bucățică de mână și mânca. Dădeam. Câte o can de apă, câte o can de ceai, mânca. Medicii vasluieni au stabilizat o fetiță, a luat în greutate un kilogram în decurs de o săptămână. S-a decis însă transferul copilei la Iași, deoarece are nevoie de o perioadă de recuperare costisitoare și îndelungată. La Clinica de Copii Sfânta Maria din Iași este în derulare un program național de sănătate care permite spitalului să se aprovizioneze cu hrana specială de care are nevoie fetița. Această stare a copilului este consecința unui dezechilibru nutrițional îndelungat, practic a fost înfometată și neglijată atât de mamă cât și de familie. În prezent este stabilă, echilibrată din punct de vedere hemodinamic, însă va urma o perioadă lungă în care se încearcă o recuperare nutrițională și neuropsihică. Inspectoratul de Poliție Vaslui și Direcția pentru Protecția Copilului au deschis anchete în cazul fetiței care a fost înfometată și neglijată sistematic de părinți. Medicul de familie și asistentul social vor fi cercetați pentru că nu au văzut copila timp de 5 ani.